Săptămâna trecută am participat la o acțiune organizată de Asociația Cultul Eroilor, acțiune care a devenit tradițională, organizată an de an, cu tematica Basarabia, Pământ Românesc. Această activitate s-a desfășurat la Casa Științei și a avut mulți invitați, elevi însoțiți de părinților și de profesori, oameni de cultură și din partea municipiului a venit domnul primar Alin Moldoveanu. În deschidere, dânsul a făcut un fel de bilanț al activității desfășurate în calitate de primar al municipiului în ultima perioadă de timp. M-am bucurat foarte mult când am auzit că a reușit să elibereze clădirea unde funcționa până nu de mult policlinica cu plată și stația de salvare și în clădirea aceea așezată într-o poziție frumoasă pe strada Bărnuțiu, a decis să demareze activitățile pentru organizarea Muzeului Municipal. M-am bucurat de știre, deoarece timp de mai mult de 20 de ani am insistat pe la diferite organisme din acestea locale, primari, consilii municipale, oameni de cultură, să promovez ideea unui muzeu al orașului. Sunt localități cu un trecut mai puțin important decât Câmpina, care are 500 de ani de atestare documentară și mai mult de 1000 de ani, poate chiar 2000 de ani de așezare, cum s-a găsit în șantierul arheologic amenajat în incinta parohiei bisericii din Slobozia, unde sunt urme din epoca bronzului. Deci avem un oraș cu un trecut îndelungat, fostă reședință a vamei țării românești cu ținuturile transilvane. Sunt multe lucruri în istoria orașului care trebuie spomenite, conservate. Vama Câmpina a avut și un sigiliu frumos reprezentat cu vulturul brâncovenesc, cu care se stampilau actele vămuite. Dar aș vrea să-i comunic domnului primar câteva impresii personale. La începutul anului, prin intermediul doamnei Alexandra Toma, directoarea Casei de Cultură Geo Bocza, am înaintat un proiect de carte, un muzeu în paginile unui cărți. Proiectul ar fi putut fi un fel de document sau de început, dacă cartea ar fi fost publicată, pentru a ghida lucrările necesare în amenajarea unui muzeu. Nu pot să mă laud că sunt o autoritate în domeniul muzeografiei, care este o știință extrem de complicată, dar am lucrat o viață în domeniul muzeelor, am obținut de la Ministerul Culturii, după un examen foarte complicat cu lucrări care puteau să fie ca la doctorat, și un atestat de specialist în probleme de conservare și restaurare și de muzeografie, deci cât de cât sunt în materie. Deoarece Alexandra Toma m-a înștiințat că în momentul când a prezentat în Comisia de Cultură propunerea sprijinirii financiare a acestei cărți, un muzeu în paginile unui cărți, nu s-a bucurat de nicio adeziune, deoarece nu sunt bani. Ca de obicei, când e vorba de cultură, nu se găsește un ban. De multe ori sunt acțiuni de care rămâi surprins, pentru că nu toate merită sprijinul financiar al primăriei,
Unele din ele chiar sunt festiviste și sunt fără niciun fel de atracție pentru câmpineni. Și o carte care ar fi fost utilă pentru înființarea unui muzeu n-a fost sprijinită financiar și a rămas în stadiu de proiect. Însă vreau să revin și să-l anunț pe domnul Alin Moldoveanu. Eu am o considerație pentru dânsul. L-am mai sprijinit pe vremuri când a candidat pentru primărie, acum vreo 10-15 ani. Am făcut o campanie împreună cu o doamnă, o câmpineancă care lucra la televiziune, Aura Dobre, ca să-l sprijinim. Deci n-am nicio pornire împotriva domniei sale. Dar nu faci un muzeu cu vorbe ca să anunți că ai un proiect de a înființa muzeul orașului, trebuie să treci prin niște probleme extrem de complicate. Și probabil că le cunoaște sau nu le cunoaște, eu vreau să îi le menționez. Ca să fim clari, clădirea pe care vrea să o destineze muzeului este într-o stare avansată de degradare. Au funcționat cabinete medicale, n-a fost întreținută, este veche de 100 și ceva de ani, pe vremuri se numea Vila Niculescu, era unei familii bogate, dar nimeni n-a mai intervenit să o modernizeze sau să o reabiliteze. Și vreau să-i atrag atenția că atunci când la inițiativa secretarului primăriei, domnul Moldoveanu, care reușise să câștige un proces și să aducă în Câmpina desenele lui Nicolae Grigorescu, pentru ele s-a amenajat la Casa Căsătoriei două camere destul de mici ca suprafață, dar cu condiții perfecte, că așa era legea. Astea sunt cerințele pe care le impune Ministerul Culturii pentru conservarea patrimoniului. S-au făcut mari cheltuieli pentru iluminat, pentru condiții de conservare perfectă, ca aceste exponate prețioase ca vestigii cu care Câmpina se poate lăuda, să nu se degradeze. Dar pentru cele două camere s-a consumat atunci o sumă foarte mare, pentru două camere. Ei, ca să refaci o clădire cum e această Vila Niculescu, degradată de 100 de ani care a trecut peste ea, vor trebui fonduri foarte mari. Deci în bugetul local trebuie prevăzute niște sume destul de importante pentru acest proiect. Trebuie să reabilitezi clădirea, să-i asiguri condiții propice pentru exponate, pentru conservarea lor, pentru iluminat și pentru activitățile care se vor desfășura în acest muzeu, care la concurență cu muzeul Hașdeu și Grigorescu, ca să-și atragă un public, trebuie să fie foarte diversificat. Eu am propus să avem un muzeu cu trei secțiuni. Un muzeu de istorie locală, care se înceapă cu descoperirile arheologice de la Slobozia, să treacă prin episodul cu stabilirea vămii la Câmpina, sunt destule documente despre vama de la Câmpina, și în final să ajungem la epoca contemporană. Câmpina a fost într-o vreme capitala petrolului românesc, trebuie să se pună mare accent pe acest aspect. Industria petrolului este foarte strâns legată de Câmpina, unde au avut sedii marile societăți ale vremii, Astra Română, Steaua Română, Concordia Româno-Americană. Deci, prima secțiune ar trebui istoria locală. A doua secțiune o propunem pentru artă. Pictură, sculptură, grafică. În Câmpina, la ora actuală, printr-un noroc al orașului nostru, trăiesc și creează foarte buni artiști plastici. Pictor, sculptor, nu vreau să le dau numele acum, unii câmpineni îi cunosc, iar alții care nu îi cunosc, dacă le spun numele, nu are o rezonanță prea mare, dar sunt foarte valoroși. Sunt cel puțin 20 de artiști importanți, și eu cred că dacă se amenajează acest muzeu al orașului, fiecare dintre ei va fi dispus să cedeze una sau două lucrări pentru secțiunea de artă locală
care să reprezinte plastica câmpineană. Și a treia secțiune pe care o am în vedere este aceea de etnografie. Am subliniat mereu că orașul nostru a fost tot timpul un fel de capitală a unor ținuturi care gravitau în jurul câmpinii. Pe vremuri, înainte de Primul Război Mondial, organizația administrativă împărțea țara în județe și plase. Câmpina a fost capitala plasei Câmpina, care se întindea de pe la Băicoi până în munți la Valea Doftanii. Mai târziu, în epoca comunistă, când aveam altă organizare administrativă în regiuni și în raioane, Câmpina a fost capitala raionului Câmpina, care începea de la marginea stațiunii Predeal, cuprindea ținuturi vaste până la Moren. Raionul Câmpina era poate mai mare decât actualul județ. Și dacă în jurul Câmpinii gravitau și localitățile acestea, Telega, Poiana Câmpina, Podul Vadului, Băneștii, ar trebui să prindem în secția aceasta de etnografie și de la aceste localități obiecte folosite în civilizația străveche țărănească, în viața de zi cu zi a țăralilor români, și deoarece și Câmpina avea cartiere întregi care erau mici cătune, Păcurile, Slobozia, Lunca Vrăjitoarii, cum se numea pe vreme Slobozia, Lunca Vrăjitoarii, Voila, Câmpinița, Mușelul, unde locuitorii aveau vite, aveau cătun izlas și în marginea orașului aceste comunități erau organizate ca mici așezări sătești. Deci și acest aspect cu obiecte care țin de civilizația milenară țărănească ar putea fi reprezentat în orașul nostru. Și acum venim la cea mai gravă și dificilă problemă de rezolvat, aproape insurmontabilă. Nu faci un muzeu cu vorbe și cu bune intenții. Am achiziționat o clădire și vă anunțăm că vom deschide muzeul orașului. N-ai cu ce să-l deschizi. Muzeul în prezent nu are niciun fel de patrimoniu. Când m-am ocupat mai pe vremuri de ideea să înființăm un muzeu, propusesem să se organizeze în cadrul primăriei un mic departament în care cineva să fie responsabil cu achiziții și să poată manevra niște fonduri. Trebuia făcut, așa vedeam lucrurile, un apel susținut prin presă, prin canalele de socializare, către locuitorii Câmpinii și a împrejurimilor să doneze, sau în cazul că nu vor să doneze, pentru că lumea e săracă și toți ar vrea să aibă și un beneficiu, să li se achiziționeze obiecte cum ar fi fotografii de epocă, documente legate de familie sau de istoria localității, obiecte care să aibă legătură cu cultura, cu politica, cu viața obștească din oraș. Ca să poți să strângi asemenea obiecte, e destul de complicat. În lumea muzeilor există trei categorii de obiecte de patrimoniu. Patrimoniu cu valoare internațională. La Câmpina am putea să introducem aici un singur obiectiv. Biserica, sau mai corect spus capela, că n-a funcționat ca biserică niciodată, capela unde a fost înmormântat Dumitru Hernia, marele petrolist. Acesta și-a exprimat înainte de a muri dorința să fie înmormântat între sondele sale. Erau acolo sute de sonde pe malul Prahului, o pădure de sonde. El a organizat un concurs pe care l-a câștigat un arhitect tânăr din Viena. Și rezultatul a fost această capelă, un unicat în peisajul românesc, pentru că clădirea de mici dimensiuni se îmbină armonios trei stiluri arhitectonice total deosebite unul de altul. Neobaroc,
neorococo și neoclasic. Deci Capela Hernia este un monument de arhitectură și prin faptul că acolo a fost înmormântat acest mare petrolist și un obiectiv legat de istoria petrolului în Câmpina. Această capelă ar putea să funcționeze ca o anexă a Muzeului Orășenesc, un fel de secțiune care se intre în circuitul turistic și s-ar bucura probabil de mare succes pentru frumusețea ei dacă va putea fi restaurată, deoarece în prezent e o ruină jalnică. Mai avem la parohia din Slobozia vase din epoca bronzului, găsite în urma săpăturilor, care sunt la Muzeul Județean. Ca să avem un succes cu Muzeul Orașului, trebuie să colaborăm cu cele două mari muzee din Ploiești, Muzeul de Istorie a Artei și Muzeul de Istorie. Acolo sunt specialiști, sunt experți, cu aceștia trebuie să colaborăm, pentru că, așa cum menționez, dacă va fi un buget pentru achiziții de obiecte de patrimoniu legate de trecutul câmpinean, aceste nu pot fi plătite, nu scoți bani din buzunar și cumperi de la cetățeni lucruri care au valoare mai mare sau mai mică, până nu trec prin expertiza unor specialiști. Ca să nu se întâmple cum a fost pe vremuri, cu mulți ani în urmă, un muzeograf plecat din Câmpina, care s-a ocupat de muzeul din Buzău și care, folosind fondurile de achiziții, a băgat jumătate din bani în buzunar și a avut mari procese cu justiția. Ca să nu fie nicio suspiciune, deci trebuie organizată o comisie cu specialiștii de la Muzeul de Artă Ploieștean și de la Muzeul de Istorie și, când se strâng câteva oferte, chemat de la ei un expert, cum e directorul ajuns de la Muzeul de Artă Walter Paraschivescu și sunt mai mulți, care să se pronunțe asupra valorii cu care se poate achiziționa un obiect de patrimoniu muzeal pentru Câmpina. Așa cum menționez, sunt trei categorii de obiecte de patrimoniu. Cu valoare internațională, noi nu ne-am încadrat decât cu Biserica Hernia, dacă va fi restaurată, cu valoare națională, unde nu cred că avem decât cele câteva piese arheologice găsite la Slobozia, și majoritatea se numesc bunuri culturale, care n-au o valoare de patrimoniu, dar care pot contura o corectă, frumoasă și impresionantă pentru vizitatori o imagine a trecutului câmpinean. Să dea Dumnezeu că această inițiativă pornită de la domnul Alin Moldovanu, care are multe proiecte în curs de realizare, să fie și transpusă în fapte reale. Îmi pare bine că a deschis dânsul această ușiță spre un capitol de care eu sunt foarte legat și aș fi fericit să văd că avem în Câmpina un muzeu care să reprezinte trecutul plin de fapte deosebite al orașului nostru.